Autoturismele nepoluante cu emisii zero de CO2 pot primi plăcuțe de înmatriculare verzi și odată cu acestea ar putea primi o serie de facilități, printre care reduceri de taxe sau parcare gratuită în anumite zone, potrivit unui ordin oficializat în aprilie. Conform mesajul.ro, cele 17.000 de vehicule electrice înmatriculate în România pot beneficia de numere de culoare verde. Se anunța în aprilie, iar acum au fost eliberate primele numere de înmatriculare verzi, spune Ministerul de Interne. În ultimele 18 luni au fost înmatriculate în țară 10.000 de mașini electrice, dintre care jumătate au fost Dacia Spring. În cazul mașinilor deja înmatriculate care respectă criteriile de acordare a numerelor verzi, acestea pot fi preschimbate la cerere. Potrivit unui comunicat publicat de MAI în această dimineață, începând de astăzi, la nivel național, serviciile publice comunitare, regim permise conducere și înmatricularea vehiculelor, vor elibera numere verzi pentru autovehiculele cu zero emisii de CO2. Eliberarea plăcuțelor verzi se face la solicitarea proprietarilor acestora în contextul înmatriculării, transmiterii dreptului de proprietate sau la emiterea unui nou certificat de înmatriculare, ca urmare a modificării datelor înscrise în acesta. Autovehiculele cu emisii zero de CO2 potrivit ordinului sunt cele pur electrice sau cele cu pilă de combustie cu hidrogen. Unul dintre motivele apariției măsurii este că numerele verzi în matriculare pot fi mai ușor de identificat și pot funcționa ca un pașaport pentru mașinile nepoluante, în condițiile în care pentru acestea autoritățile locale ar putea stabili anumite stimulente, printre care reduceri de taxe, acces pe benzile de autobuz, intrare gratuită în zonele cu acces restricționat sau facilități când vine vorba de parcare. Introducerea numerelor verzi de înmatriculare a fost stabilită în toamnă printr-o hotărâre de guvern care a modificat regulamentul pentru aplicarea codului rutier. Practic, ordinul apărut în aprilie este o punere în aplicare a măsurii date de executiv. În acest context, este de amintit că prin programul Rabla Plus se subvenționează de la stat până la 54.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou alimentat cu hidrogen, dacă cei interesați vor duce la casat două mașini uzate. În ceea ce privește înmatricularea mașinilor, util de știut este faptul că cei care nu vor să se mai deplaseze în municipiul reședință de județ pentru a-și înmatricula mașina, o pot face de anul trecut și la sediile secundare ale serviciilor județene de înmatriculări. De asemenea, pentru a facilita procesul de înmatriculare a mașinii, taxa pentru numerele de înmatriculare se poate achita și online, fără a fi nevoie de autentificare, prin intermediul platformei ghișeul.ro. Potrivit datelor furnizate de către autorități, în România sunt înmatriculate aproximativ 17.000 de vehicule electrice, relatează mesajul.ro.